Am ambiție mare săptămâna asta, să mă arăt tot. Olivia și mei, săptămâna asta 1, da? Fără stăian era greu, dar ține, să mă rog, m-am terorizat două ore, nu mai ține, nu m-am stăput. Bă, două ore. Era 9000 de puncte de diferență, doar nu? Cât e, pe cât e locul? O ajungem din urmă. Dai pe loc! Damian! Știu că se uită la mine Ionescu meu. Te pup, Ionescule! Te pup eu și Adrian, te pupăm și Damian. Stai să-ți mai zic și cine. Bine, Alexandra, Damian. Te pupăm! De aici după doi, ce faci? Stai, mă susțină de bine. Să uită, mă, intră cu telefonul secundar. Eu-l văd. Îmi zice Îngera și cu contul ăla lui mare, cu 1 milion. Eu-l văd în comentarii. Cris, te iubesc! Normal că e aici! Tic-tic toată lumea, tic-tic toată lumea! Ia să bătiți și pe Dana și pe lumea! Era cu contul mare, da, nu mai întâlce nimeni. Da, Doamne, iartă-mă, dă-i cezarului, ce al cezarului. Dar și aprofităm și noi, de el și-l batem și ținem acolo. Pătrei. Că vreau eu să-l ținem pătrei. Și Ionescu. Și, Doamne, Ionescu și Adrian. Păi Ionescu. Și Damian, și toți ori la și mei. Nu mă doare, mă, lasă-mă rădată. Tu vezi că în fața, ca de față. Când doarme Ionescu, doarm și eu. Acum Ionescu, dacă vrea să scape de mine după TikTok, știi ce ar putea să facă? Să nu mai închidă live-ul, să stai non-stop. Și atunci eu stau până cade ficatul, că stai, eu stau și eu. Tu, voi nu credeți ce vă zic. dacă vrea să mă omoare, nu mai așa poate. Acum e moment. Lăgiți, Cris, te iubesc! Damianul meu, te pup săruna! Da, mă, sunt distanțat de toată lumea. Liliana mea, te pup! Eliza! Angelica! Gabriela mea, te-a pus în luna. Mă bagă să la încărcăm să mă rog familia mea de unul prim prin casă. Joacă cu Ionescu la Caterin, că se vine mie. Păi nu știu dacă vreau să intre cu noi. Adică mă lăsă să mă bucur, am înțeles. Alin, nu? Ei? Cum să dăm înapoi? Nu dăm înapoi la nimeni, din contră. Din contră, mie e o mândrie pentru noi să concurăm cu Robert și să-l ținem pe 2, pe 3.
Pentru noi e o satisfacție să-l ținem pe trei. În contră, e cum zice. Și eu îl respect, Robert. Damian, te pup. Și eu îl respect. Muncii foarte mult.